Azi, în ziua votării, Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor are program special cu publicul. Ghișeele s-au deschis la ora 7 și se vor închide la ora 21, astfel încât oricare giurgiuvean cu actul de identitate în neregulă sau fără acest act să poată beneficia de unul nou. Sunt însă persoane deloc puține care au ales ca azi, duminică, să solicite eliberarea vizei de flotant, așa cum s-a întâmplat și zilele trecute. De unde sunteți? Din România. De ce v-ați făcut buletin tocmai azi? Tocmai astăzi l-am făcut pentru că mi-am făcut mutație. De unde sunteți? Din Oncea și m-am făcut mutația în Putinei. V-ați făcut mutația la Putinei? Da. De ce v-ați făcut buletinul astăzi? Pentru că a expirat. Expirase și astăzi. Trebuia... Ați profitat că e deschis astăzi? Da, trebuia să-l iau de ieri, dar m-a cam întârziat. Și acum mergeți să votați? Mergem la votare, da. În tot județul Giurgiu, în acest an s-au eliberat peste 12.000 de vize de flotant și schimbări de domiciliu, o situație fără precedent în an electoral, însă o practică obișnuită pentru mulți primari care vor să-și asigure numărul necesar de voturi cu alegători din alte localități.